Având în vedere procesul verbal din ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Purgărești numărul 13.226 din 27 iunie 2016, prevederile articolelor 30, 35, 54, 57, 59 și 60 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, prevederile articolului 2 aliniatul 3, articolului 6, 6 indicii 1, 7 și 14 din Legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, prevederile articolelor 1, 9, articolelor 11, 13 și 15 din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale aprobat prin Ordonanța Guvernului 35 din 2002, prevederile articolului 6 aliniatul 2 litera B din hotărârea Guvernului 460 din 2004 pentru aplicarea unor prevederi ale legii numărul 340 din 2004, în temeiul articolului 26 din legea 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului, ședința de constituire va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea comisiei de validare. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. Și 8. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Purgărești. Deci, conform procesului verbal, numărul total de alegători prevăzut în listele electorale de circunscripție 3.869, numărul total de alegători potrivit listelor electorale permanente 3.856, numărul total de alegători potrivit copiilor de pe listele electorale complementare 1, numărul total de alegători potrivit listelor electorale suplimentare 12, număr total de alegători în cazul sărora s-a folosit urna specială 0, număr total de alegători care s-au prezentat la urne 1697, număr total de alegători care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale permanente 1685, număr total de alegători care s-au prezentat la urne înscriși în copiile de pe listele electorale complementare 0, număr total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale suplimentare 12, număr total al alegătorilor care s-au prezentat la urne în cazul în care s-a folosit urna specială 0, număr total al voturilor valabile exprimate 1542, voturi nule 155, buletine de vot primite 4201, număr buletine de vot neîntrebuințate 2504. Număr total de voturi valabile exprimate obținute de fiecare listă de candidați. Partidul Național Liberal 706, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 568, Partidul Social Democrat 205, Partidul România Unită 63. Lista de consilieri, cărora li s-au atribuit mandate. Iulișca Victoria, Partidul Național Liberal, Bortu Gabriel, Partidul Național Liberal, Dor Voșvicescu Florin, Partidul Național Liberal, Regenaru Nicu, Partidul Național Liberal, Bucucar Daniela, Partidul Național Liberal, Adamichi, Partidul Național Liberal, Gheorghiță Marius Gabriel, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Tifan Daniel, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Lenghe Mihai Emil, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Bortoș Gabriela, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Părinte Bugel, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Dorboș Valentin, Partidul Social Democrat și Unguru Viorel, Partidul Social Democrat. Lista supleanților. 1. Alexe Ambrozie, PNL, Bortoș Cornel, PNL, Rotaru Ciril, PNL, Rotaru Marian PNL, Alexe Geru PNL, Adam Raimond PNL, Adam Pave PNL, Anton Silvica PNL, Amartei Mihaela Gabriela PNL, Pușber Zoltan PNL, Rotaru Agneza PNL, Bodea Gheorghe ALDE, Rotaru Raimond ALDE, Alexe Mihaela ALDE, Galu Ludovic Iacob ALDE, Adam Lucian ALDE, Sima Gabriel ALDE, Adam Marius ALDE, Dorea Constantin Petrișor ALDE, Galu Maria ALDE, Pudău Cristinel ALDE, Colța Anton ALDE, Peter Augustin ALDE, Pavelion PSD, Dorea Știu PSD,
Legionarul Ligia Mirela PSD, Matinam Fabian PSD, Dorboș Raimund PSD, Îngarul Cornel PSD, Dorboș Mijaela Joachim Lătrămioara PSD, Cojucarul Valentin PSD, Legionarul Vicențiu PSD, Botoș Antoneța Tereza PSD, Tudor Neculai PSD, Andioaie Viorel PSD, Lenghen Cornel PSD. Număr total alegător prevăzut în listele electorale de circunscripție 3869, număr total de alegător potrivit listelor electorale permanente 3956, număr total de alegători care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale din circunscripție electorală 1697, număr total al voturilor valabile exprimate 1604, număr total al voturilor nule 93, număr buletine de vot chimite 4200, numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate 2503. Situația voturilor valabile exprimate este următoarea. Iulișca Victoria, Partidul Național Liberal 730, Gheorghiță Marius Gabriel, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 661, Dorboș Valentin, Partidul Social Democrat 157, Paiu Viorel, Partidul România Unită 57. Doamna Iulișca Victoria, deci a fost declarată candidată. Candidatul declarat ales cu 730 de voturi.